Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție City Pulse. Mă numesc Marian Dalban și sunt gazda dumneavoastră de astăzi. Astăzi avem o ediție cel puțin interesantă, dacă nu și de actualitate, spunem, pentru dumneavoastră, cei care ne priviți de acasă, și anume noile, să spunem, modificări fiscale apărute în anul 2017, la începutul anului 2017. Ba mai mult decât atât, astăzi discutăm și despre modalitatea de înființare a SRL-urilor, a SRLD-urilor pentru debutanți, pentru cei care își doresc să-și înființeze o afacere, o firmă, o întreprindere și să desfășoare activități în acest sens. Alături de mine, pentru a conceptualiza toate aceste puncte pe care vi le-am amintit, se află doamna Raluca Pachița, consilier juridic. Bine ați venit în platouma Tuna 1 Moldova. Și doamna Paula Copțaru, expert contabil juridic. De asemenea, bine ați venit alături de noi. Judiciar. Judiciar. Vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea. M-ar interesa să vorbim un pic despre, să facem o paralelă între modalitatea de înființare a acestor întreprinderi, serie de ore afaceri și așa mai departe, și noutățile fiscale care au apărut, pentru că sunt ferm convins că sunt cetățeni, oameni care ne privesc în acest moment și și-ar dori să afle aceste lucruri. Dar până acolo, doamnă Copțaru, dacă ar fi să încep cu o primă întrebare. Guvernul nostru, cel de toate zilele, să-l numim așa, a început anul în plină forță, să spunem, cu o sumedenie de modificări, și anume legea 1 din 2017, prin care anunță scutiri, 102 taxe de scutiri. Sunt oare ele sustenabile pentru această țară? Sunt necesare? Sensul întrebării dumneavoastră cred că se referă că sunt sustenabile în sensul că lipsa acestora ar afecta oarecum... Ar fi sustenabil în sensul de a avea un impact pozitiv asupra mediului de business. Mediul de afaceri, business, societatea economice în general. Și sociale în general, a comunității. Cred că, așa cum sună legea, cum este prezentată ca atare, legea pare mai mult decât, nu știu, un dar neașteptat. Din punctul meu de vedere, mi se pare ca un dar, adică atâția amari de ani de când existăm în această societate, ni se spune și facem paralele cu tot felul de legislații europene în care există legi, dar nicăieri nu erau atâtea legi, atâtea taxe și atâtea impozite. Acum, deodată, se elimină 102 taxe. Taxele sunt au alt principiu, deși fac parte dintr-un sistem fiscal al unei țări. Taxele nu reprezintă impozite, adică reprezintă tot niște prelevări ale autorităților publice pentru niște servicii pe care acestea, autoritățile publice, le prestează către persoanele fizice sau juridice pentru care se achită sau care achită aceste taxe. Prin urmare, eliminarea lor ar duce la crearea unei gratuități a serviciilor respective. Și putem lua fiecare taxă să o analizăm. Una dintre cele mai dezbătute taxe care a provocat oarecum mulțumiri, aș putea spune, în rândul celor care au mașini sau vor să-și înmatriculeze mașini, era taxa de înmatriculare, taxa de mediu, era o astfel de taxă care era destul de scumpă pentru cei care doreau să-și înmatriculeze mașini. Mă supăra și pe mine, personal. Da? Ați fost afectată de... Nu i-am dat importanță la momentul respectiv, în ideea că procedura în privința asta era mai ușoară de a plăti și de a sta în banca ta decât de a te revolta împotriva unei... De a contesta. Da. Dura mai mult ca timp și ca bani, ca sănătate și alte implicații. Da. Doamna Pachița, cum vede mediul de business, să spunem așa, mediul antreprenorial? Pentru că lucrați efectiv, zilnic vin oameni la dumneavoastră la ușă, vă bat și spun: domnule, eu vreau să am o idee de afacere, nu știu cum să o pun în practică, vreau să fie totul legal și să o implementez. Cum văd businessmenii sau cum văd oamenii din acest domeniu al afacerilor aceste scutiri de taxe?
aceste scutiri încă nu au intrat în vigoare. Da, ele intră, trebuie de să spunem, 1 februarie. Foarte important, da. De la 1 februarie. Așteptăm implementarea acestei legi și apoi să vedem cum reacționează. În principiu, oamenii sunt foarte încântați, dar trebuie spus că taxele, de exemplu, taxele de la registru, care spuneau că nu o să mai fie, o să fie o parte din ele, o să fie, rămâne taxa pentru publicarea în monitor oficial, taxa pentru certificat constatator, dar o să fie considerabil mai reduse. Și atunci și impactul asupra, da, asupra, da, lor, da, este, da, oarecum... Se scot taxele pentru înmatricularea de PFA-uri, IU-uri, OF-uri. O să fie gratis. Pentru, da, constituire, da, și pentru anumite constituire. Mențiuni, nu știu dacă și pentru închidere? Și pentru închidere. Deci pentru închidere, da, de în afară de publicarea în monitor oficial. Publicarea în monitor, taxa se plătește. Deci erau și anumite taxe pentru închiderea unei afaceri? Da, desigur. Și ele în momentul de față sunt excluse? Sau ce? Eu nu le-am găsit. Nu doar le-am publicarea găsit în monitor. Doar deci doar după ce ți închizi o afacere, tu va trebui să publici... Radiez. Deci cu o singură condiție, să nu ai datorii. Deci firmele care nu au datorii la stat pot să-și radieze singure firmele fără a apela la un lichidator. Procedura durează cam în jur de 2 luni, trebuie bilanț de lichidare, trebuie certificat de numărul fiscal. Trebuie mai multe bilanțuri de lichidare. Fiecare instituție, da, are alte formate de bilanțuri de lichidare, dar asta e altă problemă. Da, doamna Pachițac, vorbim despre serele de ori. Poate ar trebui să luăm punctele de la firul ierbii, cum zice o vorbă în popor român, și să vedem cum funcționează. Care sunt condițiile în momentul de față pentru a înființa un SRLD? Condițiile sunt prevăzute de ordonanța numărul 6 din 2011. Legiuitorul, în principiu, a introdus o condiție legată de vârstă, de 35 de ani. Această condiție însă a fost abrogată ulterior. Condițiile care trebuie să îndeplinite în acest moment sunt să aibă orice persoană fizică majoră care are capacitate deplină de exercițiu. A doua condiție este să nu fi deținut calitate de asociat sau acționar în vreo instituție din spațiul economic european și să nu o dețină în momentul respectiv. În acest sens se va da o declarație la Registrul Comerțului pe propria răspundere. Și apoi o ultimă condiție, firma aceasta să fie prima pe care o înființează persoana. Pentru a intra în categoria SRLD. De, da, da. Debutant. Da. Persoana poate să mai aibă un I sau un PFA. Pentru că aceste forme nu sunt prevăzute de legea 31. Din punct de vedere al fiscalității, să numim așa, care formă este mai avantajoasă așa pentru a întreprinde o activitate economică? Dumneavoastră vă referiți la legea 31 și societățile pe care le prevede, societăți comerciale, da, în primul, da, rând, da, da, și cele din ordonanța 44 referă la PFI, etc. Da. Depinde foarte mult de tipul de activitate, de în primul codul rând, pe care l-ai. De codul pe care l-ai, dar în mare, părerea mea este că SRL-urile ar trebui să fie forma optimă de înființare, cel puțin prin prisma facilităților fiscale pe care le oferă noul cod fiscal upgradat. Deci a fost upgradat codul de câteva ori de la data promulgării din 10 septembrie 2015, s-au renunțat la multe elemente ce țineau de birocrație, acum au apărut elemente care, cum vă spuneam, iar apar așa ca un dar. Și poate câteodată ne și minunează așa, adică... domnule, cum de apar așa dintr-o dată? Pentru că poate nici nu suntem obișnuiți cu astfel poate de cadouri fiscale, să le numim așa. Și poate nu avem posibilitatea de a percepe noi la nivelul la care ne aflăm posibile efecte pe care le-ar putea avea pe termen lung, pentru că pe termen scurt le percepem bine. Da. Pe termen lung s-ar putea să efectele să fie, să poate fie mai... puțin mai riscante. Guvernul, când a ieșit cu această lege, cu această prima lege, a spus în felul următor: dom'le, dacă tot avem creștere economică și ne lăudăm în toată Europa că suntem una dintre țările care are cea mai mare creștere economică în funcție de anumite criterii și așa mai departe, această creștere economică ar trebui să se simtă și în buzunarul cetățenilor. Reducerea acestor taxe, de fapt,
se resimte cumva într-un fel sau altul, cel puțin pe, într-o perioadă temporală imediată în buzunarul cetățeanului de rând sau a investitorului? Dumneavoastră, înțeleg că vă referiți la două lucruri diferite. La creștere economică de 5,3% comunicată pentru anul precedent, când erau în vigoare anumite reglementări, și la creșterea venitului real al consumatorului final sau al societăților implicate în economie, care ar putea avea loc în baza noilor reglementări în anul următor. Deci, da. De asta, nu știu exact cum ar putea să pară, nu știu cum va arăta exact economia românească peste un an de zile. Cred că ar trebui să lăsăm mediul în general, mediul de afaceri, mediul administrativ, toate componentele, toate structurile implicate în ceea ce se numește economie și administrație să evolueze și poate vom vedea atunci. Problema este că creșterea economică de care spuneați pe anul trecut e o statistică. Probabil se bazează pe date reale. În același timp, în anul precedent, am urmărit o emisiune la nivel național faptul că din România au plecat destul de mulți români din țara lor pentru a-și găsi un trai mai bun, pentru a produce, a consuma și a genera valoare adăugată în alte state, păstrându-și în același timp identitatea lor de român, pentru că ei vor să se simtă români, știți? Dar siguranță. Sunt 340.000 de oameni. Gândiți-vă câți locuitori are Iașul, nu știu exact. Undeva între 250.000, 300.000, undeva tot aici, plus minus 300.000 de locuitori, deci un oraș întreg ca Iașul. Doamna Pachețac, SRLD-uri. Care sunt avantajele unui astfel de SRLD? Eu presupunem că în momentul de față eu sunt clientul dumneavoastră care vin și vă întreb, domnule, vreau să-mi deschid o afacere, nu am mai avut niciodată, nici nu știu cum se face acest lucru, dar am o idee înțeleaptă. Care sunt avantajele pentru mine? Avantajele. Puteți obține un AFN, un ajutor financiar nerambursabil de la stat. Suma maximă este 10.000 de euro. Apoi puteți beneficia de garanția unui credit garantată de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri în maxim 80.000 de euro, garantat 80%. Pentru că dumneavoastră primiți cei 10.000 de euro, dar trebuie să veniți și dumneavoastră cu 10.000. Deci statul dă jumătate. Jumătate, desigur. Și atunci, dacă nu ai bani personale ăștia 10.000, trebuie să te duci la bancă și să faci un credit. Statul, pentru a ajuta antreprenorii, a înlesnit un acord cu băncile pentru a-i ajuta. Deci în fiecare an puteți apela la anumite bănci care vi sunt recomandate. De asemenea, pentru minim 2 angajați, nu mai plătiți contribuțiile sociale. Pentru o perioadă de maxim 3 ani de zile, cât ține SRL-ul de. Contează ca în această perioadă, timp de 3 ani, să ai o anumită cifră de afaceri sau ți-impune? Dacă depășești suma de 500.000, cifra de afaceri, nu mai ești SRL-D. Treci, da, nu da. Era pentru IMM-uri înainte și asta este o măsură, să spunem, și fiscală, dar și o noutate pe partea aceasta. Nu era 100.000 înainte? Da, 100.000 era. Era până pe 1, chiar până pe 1 ianuarie. Acum era 100.000 pentru IMM-uri. Erai numit IMM dacă aveai... Erai micro-întreprindere. Erai micro-întreprindere, da, dacă aveai 100.000 de euro. IMM micro-întreprindere, la asta se referă. IMM-urile sunt prevăzute de altă lege, a 346, care are alte condiții, dar în mare parte se referă cam la același. Ele, în mare parte, intră sub incidența aceleași... Oarecum. Da. Și un alt avantaj, nu plătiți taxe pentru înființare. Taxele, ce tip de taxe? Taxele pentru înmatricularea firmei. Dar și aici, dacă într-o perioadă de 3 ani vreți să faceți o cesiune sau o modificare, trebuie să plătiți
acele taxe. Adică care pentru înființarea firmei nu plătesc nimic. Absolut nimic. Mă duc la Registrul Comerțului, depun actele necesare pe care le-ați amintit mai devreme. Doar capitalul social. Doar capitalul, fără absolut niciun leu. Da. Dacă doresc să modific, spre exemplu, codul de acțiune, sau să spunem. Sau vreți să aduceți un alt asociat în firmă. Toate aceste modificări se plătesc. Da. Când vorbim despre SRL-uri, când vorbim despre orice activitate economică, indiferent care ar fi aceea, vorbim și despre taxe. Și vorbim despre TVA. Vorbim despre acel TVA pe care taxa pentru valoarea adăugată îți mai ia și din profit, îți mai ia... În fine, este un sistem fiscal foarte complicat. Eu vă întreb pe dumneavoastră dacă pentru această țară minunată este mai bine să avem un TVA progresiv, adică plata TVA-ului să fie progresivă în funcție de cât produci, sau să fie, o cotă fixă, așa cum a fost până acum? Este o întrebare firească din punctul dumneavoastră de vedere, care vreți să aflați cât mai multe lucruri de la specialiști în domeniu. Din punctul meu de vedere, aceste schimbări permanente de taxe, în general, și TVA în special, nu cred că au un efect atât de benefic în economia românească pe termen lung. Este vorba de acea predictibilitate pe care ar trebui să o aibă un sistem fiscal în orice țară, în orice economie mai matură, să zic așa, față de economia românească, care își schimbă legislația fiscală în fiecare an și nu în fiecare an, de foarte multe ori într-un an. Faptul că are TVA-ul 24, 19, 18, cât s-ar dori de la anul, nu știu dacă este atât de important sau de benefic, nu știu dacă ar avea reducerea ca atare, dacă ar avea efecte atât de majore asupra mediului de afaceri și a consumatorului care plătește în final taxa, pentru că taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect pe care îl achită la final consumatorul, cel care achiziționează bunuri din magazine, produsele respective. Schimbând TVA-ul de la 20% la 19%, de obicei ar trebui să se producă și diminuarea prețului, ceea ce din alte puncte de vedere al marketingului de produse nu cred că e foarte benefic, pentru că produsul ar scădea la un preț fix, la un preț cu virgulă, da, care știți ca impact, deci asta nu are treabă fiscalitatea, dar dă un impact psihologic destul de complicat. Și cred că cea mai importantă, nu știu, latură ar fi menținerea unei taxe stabile. Și din punctul meu de vedere, dacă ar fi 20%, ar fi ok, pentru că ar fi și ușor de calculat, și de contabil, și de consumator, și de investitor, și de toți cei implicați și de administrația publică chiar. Deci nu ar mai genera atâtea costuri. Efectiv, calculul de la 19 la 20, atâtea schimbări de prețuri în magazine, toate implicațiile, nu sunt benefice. Evident, sunt anumite produse pe de altă parte, spuneți, legat de TVA progresiv. E vital să existe un TVA redus la anumite produse cu impact asupra păturii mai sărace. Și aici poate ne referim poate și la alimente, da. sunt câteva pachete de produse, să spunem, medicamente, alimente. În agricultură, da. Sunt câteva, există o plajă de produse prin care TVA-ul este redus. Da. Vorbea doamna Pachițac despre faptul că
Timp de 3 ani de zile, da, nu plătește taxele aferente pentru 3 angajați, minim 3 angajați sau 2. Pentru toți? Nu, 2. Nu, minim 2 angajați, maxim 4. Deci minim 2, maxim 4. S-au produs, sunt modificări pentru anul 2017 cu privire la salarizare? Sunt modificări. Erau modificări și înainte de intrarea în vigoare a ultimelor modificări legate de nu știu, de înainte de instalarea noului guvern, erau anumite modificări implicate de ordonanța 84, dar nu erau încă stabilit salariul minim pe economie de 1450 de lei. Nu era modificat plafonul la micro-întreprinderi de la 100.000 la 500.000, care se modifică de la 1 februarie, după cum știm. Lucrurile astea sunt toate într-un anumit fel, cu anumite implicații, și bune și rele. Care ar fi aspectele de ambele părți, să spunem, ale acestor schimbări? Din punctul, dacă mă întrebați din punctul de vedere al salarizării. Da, da. Evident că... Mă gândesc că antreprenorul spune în felul următor. Dom'le, mi-ai scumpit, mi-ai mărit salariul minim pe economie, corect, l-ai făcut de la cât? 1200? 1250 la 1450. Ori pentru mine, eu ca antreprenor, înseamnă costuri în plus, înseamnă taxe mai mari plătite către stat, înseamnă o anumită fiscalitate pe care eu personal ca antreprenor trebuie să o susțin. Cum vedeți lucrurile pe partea aceasta? Dar vedeți că, după cum am spus, pleacă foarte mulți români din țară. Poate consecința este și a faptului că salariul minim a tot crescut, impus probabil de norme internaționale, ceea ce mi se pare logic să crească salariile în România și românii să ajungă acolo unde le-ar fi locul, dacă poate l-ar merita sau... Cu siguranță. Problema este că atunci când se mărește salariul minim, nu se creează tot atâtea locuri de muncă în plus, iar patronul care se chinuie să-și achite taxele de la o lună la alta, eu nu spun de cel care are taxe, dar nu le achită și pe umărul căruia nu ajung foarte multe probleme. Deci, ca idee, vreau să vă spun că majorarea salariului nu implică acea, deci pe termen scurt, nu implică acea valoarea adăugată pe care ar trebui să o aducă economia datorită celorlalte pârghii economice care nu sunt create și care nu sunt create și datorită instabilității și a fricii și a mediului de afacere, a întreprinderilor care se tem să-și înființeze, până la urmă, un SRL, să-și dezvolte o afacere. O să discutăm mai spre finalul emisiunii și partea aceasta de temerea de a-ți înființa o societate, indiferent de natura pe care o dorești. Discutăm despre anumite obligații în existența unor SRL-uri, dar chiar și a unor SRLD-uri. Care ar fi acestea? Obligațiile pentru SRLD sunt un pic mai speciale. De exemplu, ei au obligația după înființare, în 30 de zile, să anunțe oficiu teritorial pentru IMM-uri din raza teritorială unde are sediu social. Este o condiție obligatorie. Apoi, trebuie să angajeze cel puțin 2 persoane pe perioadă nedeterminată. Se are în vedere salariul mediu. Una dintre persoane poate să fie propriu antreprenor? Da, se poate. Da? Deci ca asociat ai dreptul să-ți faci contract de muncă din 2007, nu? Cam din 2007 se poate. Înainte, dacă erai asociat unic, nu puteai. Acum, dacă ești, poți să-ți faci contract de muncă. Iar apoi, o altă condiție este obligația este să reinvestească cel puțin 50% din profit, din profitul câștigat anul trecut, deci din anul 2. Ar veni această obligație. Iar apoi trebuie să depună situațiile financiare, semestriale și situațiile care le depune la fisc trebuie depuse și la oficiu teritorial. Da, perioada aceasta de a investi 50% din profitul pe care l-ai obținut în anul precedent ține pe o perioadă de câți ani? 3 ani.
Deci tu timp de 3 ani până împlinești 3 ani, tu 50% din profit ești obligat să... Da. Și după aceasta se transformă în SRL? Da, se transformă în SRL. Și atunci care sunt obligațiile unui SRL? Sunt aceleași, sunt diferite față de un SRL? Tot ce v-am spus până acum sunt obligații speciale pentru SRLD. Da. Un SRL normal are obligațiile prevăzute de lege. Da. Știm că de fiecare dată când, indiferent că este, bănuiesc că se aplică și la SRL-uri și la SRLD-uri, o să vorbim despre declarația 088. Până acum era o declarație care era ușor supărătoare din ce am citit eu prin presă pentru antreprenori, pentru că trebuia să te duci la ANAF, la FISC, nici nu știu unde, și completai o sumedenie de acte, o birocrație întreagă pentru ca tu să te înregistrezi. Poate ne povestiți mai multe despre importanța acestei declarații. Era ea importantă înainte de a fi scoasă? Necesară, mai bine spus. Și aici depinde din ce punct de vedere ne plasăm. Din punctul de vedere al societăților comerciale care doresc să se înființeze și să-și creeze o activitate și care la început oricum e dificilă, se loveau până acum de o greutate birocratică suplimentară pe care ANAF-ul o justifică pe de altă parte din prisma posibililor evazioniști fiscali care există și vor exista întotdeauna și cu și fără declarația 088. Ideea este că plecând de la prezumția asta de vinovăție, riști să paralizezi economia și mediul de afaceri și probabil și din cauza asta societățile nu s-au mai dezvoltat de foarte, foarte mult. Declarația știu că era valabilă din februarie 2015, intrată în vigoare, modificată în timpul anului 2015-2016 până acum când a fost abrogată ca una din primele măsuri adoptate de guvern, fără a exista, din câte am înțeles, o siguranță a ceea ce va urma, că o măsură trebuie să existe pentru continuitate. Ori prin opțiune se va declara contribuabilul ca plătitor de TVA urmând ca monitorizarea lui să fie făcută ulterior. Dar cred că aici este problema. Cum va fi realizată această monitorizare? Monitorizarea există oricum. Deci se depun declarații la ANAF legate de salarii, legate de input-ul și output-ul de facturi fiscale a plătitorilor de TVA prin declarația aceea foarte enervantă a contabilului 394, apoi prin declarația 390 care verifică achizițiile și livrările intracomunitare din Uniunea Europeană. În acest sens se pot găsi metode de control al evazioniștilor și de stabilire a naturii operațiunilor, că sunt operațiuni declarate și puteau trece oricum și de faza declarației de 088 ca fiind considerate fictive economice fără a avea totuși natură economică, ci doar formal. Deci, în ciuda acelei declarații, nu cred că s-a stopat personal. Deci putem spune că acea declarație era doar încă o hârtie la teancul de... Nu era o hârtie, că era un set de hârtie. Un set de hârtie care trebuiau adunate de la administratori, de la instituțiile la care administratorii au lucrat, de la expertul contabil care ține contabilitatea. Că sunt mai multe părți implicate, toate trebuiau scanate și depuse la FISC, unde de multe ori se observa că ajungeai cu declarația respectivă și în ziua respectivă declarația era deja upgradată și nu mai era valabilă. Trebuia să te întorci acasă să te duci cu o altă declarație.
Vorbeați mai devreme despre faptul că cineva care își deschide un SRLD poate să acceseze 10.000 de euro, de la stat. În ce condiții? El trebuie să îndeplinească niște criterii? Sau pur și simplu ți-ai deschis SRLD-ul și gata, statul ți-i dă? SRLD trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru a accesa acești bani. Trebuie să fie format din un asociat sau până la 5 asociați care îndeplinesc condițiile care vi le-am zis la început. Un asociat înseamnă tu asociat ca persoană unic. Da. O singură persoană. Persoană fizică. Fizică. Da, până la 5 persoane fizice, toate să îndeplinească condițiile. Apoi pot fi trecute doar 5, maxim 5 grupe de activități. Sunt anumite activități care sunt excluse, de exemplu, intermedierile financiare, asigurări, tranzacții imobiliare, producerea, comercializarea de tutun, de alcool, arme, muniții, substanțe stupefiante. Nu se pot obține acest fond pentru o activitate de pescuit sau o parte din activitățile de agricultură. Nu sunt. Sunt explicații în acest sens? Bine, la cele de procedură, să spunem, producerea armelor sau a stupefiantelor sau alte, sunt periculoase și atunci statul se gândește că, dom'le, nu putem să dăm pe mâna unui începător, unui deputat, o activitate economică cu un grad de risc, să spunem, major. Dar pentru agricultură, de ce nu? Nu este prevăzut. Da. Pentru agricultură se pot obține alte fonduri. Fonduri, chiar fonduri europene, de exemplu, pentru că dacă ești SRLD, poți să obții și un fond european. Nu te limitezi doar la acesta național, care fondurile astea sunt suportate din bugetul de stat, deci nu sunt fonduri europene. Vorbeați despre acel fond de garanție prin care banca te ajută și îți dă ceilalți 10.000 de euro. Dar tu chiar nu, tu ca persoană fizică, nu trebuie să ai nimic în portofoliul tău financiar ca să oferi o sustenabilitate proiectului tău antreprenorial? Trebuie să ai un minim de fond, pentru că sunt cheltuieli neprevăzute. Da, mă gândesc, banca, eu, din câte știu, cultura mea generală, micuță, când te duci la o bancă, îți spune, domnule, dar cu ce poți să girezi, să garantezi? Este garantat, vă spuneam, creditul, este garantat de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Instituții Mici și Mijlocii. E garantat de stat. Cum își ia statul măsuri de precauție, să spunem așa, sau cum își recuperează cei 10.000 de euro investiți în tine, chiar 20.000 dacă luăm și prin intermediul băncilor sau banca propriu zis, tu dai fail, să spunem, dacă tu efectiv nu mai, afacerea ta după o jumătate de an nu mai este sustenabilă? Statul nu are niciun interes, pentru că tu angajezi niște oameni și atunci susții economia. Dacă poți să fii pe pierdere, nu te obligă nimeni să fii pe plus, dar atât timp cât îți plătești contribuțiile la stat și plătești salariile, te lasă în pace. Dar în momentul în care nu mai poți să susții nici măcar aceste cheltuieli și închizi firma, atunci bunurile sunt executate silit. Bunurile care au fost achiziționate din aceste fonduri. Bani înainte. Da. Acele bunuri se vând, banii se duc către bancă, mă refer. Mă gândesc. Se împart între bancă dacă ai luat credit. Dacă nu ai luat credit, statul îți vinde doar bunurile care le-ai cumpărat din cei 10.000 de euro. Deci totuși există o anumită marjă prin care își poate recupera măcar o parte din investiția creată. Ce noutăți fiscale ne mai așteaptă în anul 2017 cu privire la micro-întreprinderi? Vom discuta după o scurtă pauză de publicitate și revenim imediat. Am revenit aici în platoul City Pulse, unde discutăm alături de Raluca Pachețac și Paula Copzaru despre modalități de înființare a SRL-urilor în România, a SRLD-urilor, avantaje, dezavantaje și noile, să spunem, modificări fiscale care au apărut odată cu începerea noului an calendaristic 2017.
Rămăsese să vorbim și să discutăm un pic despre alte măsuri pe care guvernul, nou guvern instalat, le-a adus, le-a modificat în codul fiscal cu privire la micro-întreprinderi. Aș începe cu, în ordinea legislației pe care o am eu în vizor, în baza ordonanței de urgență numărul 3, care nu interesează ca număr, dar acolo sunt prevăzute pentru cine dorește să se cerceteze mai mult. În primul rând, scutirea activităților de cercetare, inovare, dezvoltare, a impozitului pe profit timp de 10 ani, ceea ce este o măsură benefică pentru astfel de activități. O altă activitate legat de plătitorii de impozit pe venit care au modificat plafonul de la 100.000 de euro la 500.000 de euro de la 1 februarie 2017. În același timp cu scăderea impozitului pe venit micro de la 3% la 1%, doar cu condiția de a avea un salariat, nu doi salariați sau în funcție de număr de salariați, ci 3% pentru cei care nu aveau salariat și care nu vor avea și 1% pentru cei care vor avea cel puțin un salariat. În privința micro-întreprinderilor, în privința impozitelor pe venit, e o facilitate și pentru investitori care angajează și pentru salariați. Erau acele prime de asigurare de sănătate, deductibile în voluntare, deductibile în limita 400 de euro anual. Primele de asigurare se realizează sau nu ca și risc. S-au adăugat acum ca și deductibilitate abonamente de servicii medicale, tot în aceeași limită de 4%, care din punctul meu de vedere au o șansă mai mare să aibă un beneficiu real asupra salariaților și a angajatorilor în același timp. Deci cam astea ar fi cele mai principale, sunt să spunem, puncte. Sunt multe. Limitarea la impozitul pe dividende a rămas la 5%. S-a scos în același timp sănătatea, cea SS-ul, care ar fi trebuit plătită de persoana fizică beneficiară a dividendului, a venitului de dividende, dar la sfârșitul anului, pe baza declarației de venit anual depus de organul fiscal ANAF la Casa de Sănătate, s-a scos pentru cei care au deja venituri din salarii, pensii și alte genuri de activități. Și, nu știu, la TVA se vizează modificarea, dar nu este sigură, a plafonului de TVA de la 65.000 de euro, echivalentul de 220.000 de lei, care era valabil pentru cursul de la 1 ianuarie 2017, am înțeles că va fi modificat la 300.000 de euro în martie sau aprilie, dar nu e... Adică va fi unul mai ridicat. Da. Cu mult mai ridicat. Da. Vorbeam despre faptul că dacă ești tânăr, dacă nu neapărat să fii tânăr, dar dacă nu ai mai avut nicio afacere, niciun SRL, nicio societate, PFA, întreprindere familiară, deci n-ai mai avut nimic, statul îți poate oferi, dacă ai anumite, ai dosarul bine pus la punct, dosarul de candidatură, 10.000 de euro. Pe ce pot fi cheltuiți acești bani? Ponderea investițiilor reprezintă maxim, minim 40%. Restul 60% poate să fie cheltuieli. Investițiile pot fi în active corporale, spații de birouri, spații de producție, echipamente, tehnică de calcul, echipamente IT, mașini, active. Astea sunt active corporale, poți să investești în active necorporale, în brevete, licențe, mărci, poți să-ți faci chiar un site
suma pentru site este maxim 10.000 de lei. Toate acestea intrând în suma de cei 40% din... Din total. Din total. Din total, da, da. Restul poate să fie cheltuieli operaționale. De exemplu, o cheltuială cu închirierea unui birou. Unui spațiu, unui spațiu în care să-ți desfășori da, activitatea. Dar la fel, este, totul este condiționat. Contractul de închiriere trebuie să fie făcut pe minim 3 ani de zile. Ce exemple de cheltuieli neeligibile intră în, spunem, în cerințele statului? TVA-ul. Deci TVA-ul este o cheltuială neeligibilă. De exemplu, vreți să vă cumpărați, nu știu, o mașină de cusut, să zicem, da? Mașina este, costă 100 de lei. Statul vă dă 50 de lei, dumneavoastră veniți cu 50 de lei și diferența TVA-ul, da, care este 19%, tot dumneavoastră îl plătiți. Nu este o cheltuială eligibilă. De asemenea, comisioanele, taxele... Tot ce, da. Deci sunt cheltuieli neeligibile pe care oricum trebuie să le suporți tu ca... Da. Antreprenor. Vorbeam mai devreme despre faptul că există și alte alte modalități de a-ți, de a-ți realiza o afacere prin PFA-uri, întreprinderi familiale și așa mai departe. Poate m-a ajutat și ne povestiți un pic mai mult. Știu că de anul acesta ele pot fi pot să le schimbi sau să le transformi în SRL-uri? Cum se procedează? Da, s-a modificat legea din 17 ianuarie. Este obligatoriu ca toate PFA-urile, IUR-urile și UF-urile care există să facă modificare referitoare la obiectele de activitate. Un PFA poate să aibă maxim 5 obiecte de activitate, o întreprindere individuală 10 obiecte de activitate. PFA-ul poate să aibă maxim 3 angajați, întreprindere individuală 8 angajați. Aceste modificări trebuie făcute în maxim 2 ani de la data publicării, de la intrarea în vigoare a legii, adică 17 ianuarie 2019. Dacă nu vor fi făcute aceste mențiuni, registrul va radia în termen de 60 de zile. Societatea respectivă. Firma, da, firma. Da. PFA-ul poate să fie transformat într-un SRL acum. Acum eu mă gândesc dacă eu ca antreprenor nu intru în aceste puncte pe care dumneavoastră le-ați prezentat, sunt obligat de către stat ce să fac? Să dau oamenii afară să-mi mențin titulatura de PFA sau pot să îl transform în SRL? Îl transformați într-un SRL. Și atunci bănuiesc că sunt și modificări din punct de vedere al taxelor plătite, al impozitării? Da, acum depinde și de activitate. La un PFA, de exemplu, plătiți impozitul 16% pe profit. La un SRL, dacă aveți un angajat, acum conform noilor modificări a codului fiscal, impozitul este de 1% de 1% pentru un angajat. De la 1 februarie. De la 1 februarie, desigur. Da, crește acest impozit da. Cu numărul de salariat sau el... Nu. Dacă nu ai niciun angajat, plătești 3%. Dacă ai unul sau mai mult angajați, plătești 1%. Condiția este să fie angajat cu normă întreagă. Da. Vorbeam mai devreme despre noile, să spunem, modificări fiscale. Toate aceste modificări stau la baza unor principii. Care sunt aceste principii? Principii... Sau care ar trebui să fie? Principii sunt stabilite în codul fiscal, ca și principii fiscale, pentru că e vorba de modificări fiscale. Dacă vom lua în considerare codul fiscal român, nu l-am acum în față, dar știu că principiile respective sunt puțin cam generale, cam depărtate de mediul de afaceri din România. Iar eu sunt, să zic, o fană a fiscalității din Marea Britanie, unde există alt gen de principii, pro-business. Și chiar am o listă cu posibile principii care sună în felul următor. Un principiu sau un scop e de rată scăzută a impozitului pe profit, de sistem fiscal stabil care să asigure modificări, să evite modificările inutile ale legislației fiscale, ceea ce vă spuneam de stabilitate. Apoi, politica fiscală ca atare să fie aliniată cu practica modernă de afaceri, iar legislația fiscală da. Pe întreg se evite complexitatea. Din păcate, timpul nostru s-a scurs pentru această emisiune. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de noi, dragi telespectatori. Sper că a fost o emisiune utilă pentru dumneavoastră și până data viitoare vă spun numai bine!